Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Michigan, Statele Unite, un preot susține că a vizitat iadul. O fi fost copil de cor la coată. La catolic. Da. Gerald, ce mă scuzați? Gerald. Tot respect, da. Părintele Gerald a povestit pe TikTok, ceea ce ne spune destul de multe lucruri, că a murit și a ajuns în iad. În 2016 a făcut un atac de cor, zice că a ajuns în iad și i-a trebuit totuși 16-17 ani să se hotărască. Și ce mai e prin iad, domnule? Părinte. Domnul Gerald. Domnul, Părinte Gerald. Citez. Acolo se cântă Umbrella de la, de la Rihanna și Don't Worry Be Happy de la Bobby McFerrin. Asta mi se pare genial. Deci ăsta era iadul pentru rockeri. Da, totuși, cum arată iadul cu Rihanna? Asta... Deci stai că nu, sunt de fapt trei interpretări, că zice că nu se cântau versiuni originale, ci erau cântate de demoni, într-un mod atroce. Deci erau heavy metal, cum avem noi canale, sunt canalele alea de YouTube, care iau, sunt mashup-uri. Am înțeles. Fiarbă pe părintele. Da. Am înțeles. Deci, de fapt, nu era pentru rockeri. Da. Acolo era raiul rockerilor. Și nu înțeleg de ce i s-au arătat demonii lui Gerald cu Rihanna. Da. Adică, ce a făcut Gerald pe perioada vieții de demonii s-au dus către Rihanna? Mă gândesc. Iadul, zice, chiar e atât de rău pe cât îți imaginezi. Nu l-aș dori nici cel mai mare dușman al meu, povestește preotul. Păi, după de altă parte, de ce nu a ajuns el în rai, totuși? Adică, cred că n-am mărturisit chiar tot. Ceva o fi făcut. Da. Spiritul meu a părăsit corpul fizic și am crezut că mă duc sus, în rai, adică. Și când acolo am crezut că am făcut, am crezut că am făcut atât de mult bine în timpul vieții și că am ajutat atât de mulți oameni încât ajung în rai. Și totuși am coborât în iad. Deci eu zic că părințelul trebuie să meargă la spovedanie și să spună mai multe lucruri pe care le-a făcut, că nu e în regulă. Da, și noi suntem buni la sfaturi. La mine e clar. Ha? Luca, la tine e clar. Și la mine e clar. La Luca nu știu care e situația. Eu am înțeles că în iad se gătește. A, deci ești tu tot în zona aia? Când era mică, ea fierb în continuu ceva. Asta înseamnă că o să facem deșteptarea și în... Da, a, clar. Facem niște programe. Și o să dăm numai tehnotronic. Asta, da, Luca. Pentru mine o să fie tehnotronic toată ziua. Și Dr. Alban. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.